Măginuță. Trebuie să vă opriți acum și să coborâți din mașina în care vă aflați. Deschideți cutia pe care ați primit-o. Trebuie să mâncați tot fructul înainte de a continua cursa. Să mâncăm tot fructul? Ăla puturos. După cum deja știți, nu aveți voie să călătoriți în continuare cu aceeași mașină. Poftă fără. We have to change the car. Ok, stop. Here. Stop now. Stop. Nu oprea, nene, nu oprea mașina. Nu ziceam să oprească. Deci nu oprea. Stop. The fuck are you doing, man? Ok, stop. Stop. După aceea se supărase el când a ieșit din mașină, făcea se strâmba la noi. Imediat după ce am primit cartonașul galben, am început să ne gândim cum ar fi mai bine să-l folosim pentru noi. Am mâncat ceva astăzi și... Dar nu vrem să participăm la această probă. Și am folosit amuleta în mașină, să rămânem în mașină, să recuperăm timpul, pentru că riscam eliminarea. Opa! Scoate marmăliga de aici. De ce eu nu cred că trebuie să mâncăm asta? Mia, mai vizi des. Mira. Yes. Mira. Mira. Mă toi. Ha? Nu, stai. Hai că pierdem vremea. Bine, hai, sparge. Cora! Lasă-mă să mai încerc și așa, dacă ăsta e prea gros. Nu e. Corina, îl împrăși și de-l faci ciuperci. Te bat. Uite unde e ciumidul toată. Da, cu asta să stai, Mira. Uite, ăla e ruginit. Băi, lasă-i. Ăla-i ruginit. Mă îmbolnăvesc cu p***a facând. Uite, dă-le, cum zice, malaria. Hai, baby, hai, că ai forță. Lasă-mă pe mine. Stai, drag. Hai, că o luăm ușor. Hai, și. Hai. Uitați-vă, mă! Ați mai pomenit așa ceva? Și cum mâncăm cu ruginitura aia de cuțit? Eu când l-am văzut, mi-a venit să vomit. Nu, rău! Ruginit ce-a făcut, ce-a tăiat cu ăla? Cine știe? Știu ce e ăsta, am văzut la sel, e fructul la rozetă, care am zis noi ce este. Și să spune că era și să mănâncă numai pulpa, trondele, știu ce e! Știu ce e! Vrei și cu c***a vrei să-l faci rondele pe ăsta? Am eu gleama mai lungă, ăla e un... Și un fel de ananas? Da. Ana. Deci dacă ea se uita așa... Care ăștia mănâncă orice. Ăștia mănâncă orice și au văzut. Și s-a mâncat sâmbure. E cum ai deschide tu așa o piețică și ai începe să-i mănânc sâmbure. Și mănânc sâmbure și după aia te apuci de fruct. Aia am făcut eu. Să mănâncă numai pulpa aia. E tare, e nașpa, nu e ca pepenele galben. Deci nu e nașpa. Gustul era un fel de pepene galben cu picioarele spălate așa. Cam așa, pepene galben, un camembert dulce. Un camembert din ăsta vietnamez, nu știu să explic. Doamne, este ca și când ai mâncat 4 ananași unul după altul. Nu, pentru că ananasul este un pic zemos. Bă, mai zemos, da. Treaba. Am luat din aia. N-ai nimic, ai mâncat una întreagă. Stai liniștit. Deci este foarte simplu. De la jackfruit se mănâncă numai partea galbenă. Tot ce este alb trebuie dat la o parte pentru că e precum o coajă și e cu textură de celuloză așa. Și după aia mi-am dat seama, John, că trebuie să mănânc singur tot jackfruitul ăla pentru că mamișor diabetic style n-avea cum, în condițiile în care iar glicemia crescută. Mă, ți-am zis să faci ceva, îl mănânci tu pe tot. Tu îl mănânci cu două muște de tu îl mănânci pe tot. Tu chiar și că poți acum? Înțelegi, nu e timpul, măcar și-am plecat. Nu mai este, eu nu mai mănânc, nu mai pun gura. Le mănânc eu pe alea, care se pun muște. Deci nu răspunzi la apel, da? Ce haine vrei să pun, mă? Aia care o ai pe tine, m-aia. O să ne ia o... toată ziua să mâncăm asta. Nu, hai că-l mâncăm repede. Bine, hai. Ia, îți curăți și tu mănânci. Băi, ia mănâncă-mă tu de-al tău, lasă-mă. Dar nu mai pot. Are gust de ananas. Foarte bun. Am mâncat un ananas și am mâncat asta. We have to eat all. All. Okay. And you have to eat. Ce, mama, gata, oprește-te să-mi dă strici la burtă. Ziceai că mănânc zahăr cu lingurița, ai nebunit? Bă, mai puteam să mănânc, nu alunecă greu, da. Nu mai puteam să mănânc, deci cum am terminat jackfruit-ul ăla, îmi venea în continuu înapoi, am zis că nu mi-e rușine, ăsta sunt, eu nu sunt fumător de obicei, dar am zis, bă, dăm repede o țigare, pentru că e amară.
și să tai un pic dulcele ăla, înțelegi? Nu m-a mai interesa că trebuie să opresc mașina, ca să zic, asta eu opresc mașina cu țigara în gură, pentru că nu mai puteam să-mi revin. Îmi venea înapoi și nu te mint, îmi venea înapoi și pe drum. Hop! Au mâncat, mă, săracele, mă. Dragele de ele, mamă, săracele de ele, au mâncat ăla. Că tu-ți dai seama, tu măcar le-ai cărat tu, dar ele amândouă. Aoleu, m-am gândit, mă. Două fete, dragele de ele, Doamne. Pupa, moroșenii. Bă, brother, dar ce-i drag mâncă pe asta? Varza asta? Le-am oferit și lor, dar n-au vrut să ia, nu știu de ce. Și-o dat seama că e bullshit. Thank you very much. Thank you, thank you. Mama, mie să vorbim, nu mai pot. Mama, veni și miros de panică. Era și lepici, lepici asta naibii, că am cotat unde să mă scop pe mâini și nu se ducea, zici că era rășina pe mâini, așa, era foarte ciudată senzația. Am izot, hai da? Nu. Yeah. Tamân, tamân, tamân. Vezi, plus n-am canciu sfert. Ah, băgam ea. Da! Deci... Bă, de bun mușire. Doamne, greu e concursul ăsta. Sorry. Băi, bine că am apucat să mâncăm ăsta. Baby, lasă prajeala, te gândi la transport? Prajeala, că mergeam în piață, nu știu dacă-l cumpăram. Dar nu face copii și mai ales cum pute. Oh my God. Oh my God, îmi vine să te pup pe gură. Știi ce bor n-am văzut? Ce bor n-ai văzut? QL21B. Asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Că hau, hăți. Ultima! Good, good, good. You want? Ultima! Mai pot! Ce da? Mai pot! L-am clăbuș la gură! Hello! Cinciou! You going to get you? Okay. Can you take it with us? I have you. Și ne-a luat camion. I-am înghesuit acolo, cum era vai de capul. Domnul sfățerul s-a pus în spate acolo, era mi-era milă de el. Brotherii, știi ce fac acolo, este... Vrei, tu știi cum stau aici, brotherii, nu vrei să mai stai cu nu pot, nu am loc, nu pot să au o țeavă de fier în spate. Numai că se mișcă, frate, păi, unde și crezi că e în limuzină, în Mercedes? Numai că la fiecare gloap, simțeai la camion tot. Ia, mă, am ieșit camionul, frate, ce vreți? Hanoi? Yeah, you can take okay. Us there? You can take? Yes? Oh, bă, băiatule, ne duce unde trebuie. I'm f***ing shocked right now. Stânge echipa, te mai dă unul și curățăm altă dată! Hello? În contratim, nu contează, bagă-l în cuțit așa, vrei să pierdem 50 de lei că te-am pe el sau toată cursa. Vă mâncați super glur, nu mai stea. Lasă-l așa, da-l dracul, curăț-o de seară. Pune-l așa în ăsta, să nu mă murdărească pe acolo. Pune-l pe amândouă aici. Nu, fiecare la lui. Cine știe ce mai avem de făcut? Păi iau un șervețel de ăsta. Nu mai întrebe nimic! Băi, ești nebun, am ajuns la tetiu. Am ajuns la tetiu. Am ajuns? Da. Numai că eu la un moment dat am văzut indicator stânga, dreapta, tetiu în stânga și drumul nostru QL21B în dreapta. Eu știam că trebuie să urmez drumul QL21B până la Hanoi. Deci dacă n-am ajuns la Hanoi și nu mai sunt pe QL21B, ceva nu-i bine.